sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrow. Yeah. Ooh, that's why I'm here. Like Sunday morning, yeah, yeah. That's why I'm missing. I'm missing like Sunday morning. I wanna be high. Când începe să cânte? Da, ești atent? Vai! Nu, bine, bine, foarte bine. Bă, am fost electrizat de la început, ești nebun? M-a simțit chiar bine, adică chiar am dat, nu știu. Adică a fost pe vibe, nu știu cum am cântat la voce, sincer. Dar m-a simțit bine așa, ca și, nu știu, mimică, nu știu cum zic, mișcare. Îmi pare eu că i-au zis prietenii, bă, cântă pe aia, că zici că ești ăla. Bă, da, foarte bine. Deci eu foarte rar am auzit pe cineva să cânte atât de bine piesa asta. Da, da, foarte frumos. Și o piesă chiar simplă. Nu, nu, nu. Complicat-o și n-a foarte mișto. Și a stat el până la capăt, a stat, a sărit el de vreo 3-4 ori și la sfârșit a spus: "Ia, dă-s o semnez cu o notă." Bă, da, deci fii atent, știi care a fost șmecheria? Cred că a fost așa o bucurie că a cântat piesa asta, că mi-a transmis-o și mie și mie vrea să sar pe aici să spun: "Este, bă!" Adică sunt bucur că a trecut. Sunt bucuros, știi, că l-am trecut mai departe, că a fost. Eram îndoiți la limită, eram la limită, la limit. A fost o surpriză pentru că tot timpul a trecut la limită. Ne plăcea timbrul lui și avea ceva special. Smiley era cel mai... Bă, ce timbru are! Și tuturor ne plăcea de el, doar că astăzi s-a autodepășit. M-am relaxat, efectiv, m-a relaxat cântarea asta. Deci cântarea din seara asta a fost, cred că, prima, că ai zis bine, prima în care pare mai stabil, așa, mai sigur pe el, cred că, în cântare. Foarte bine, mă. Am fost 100% cu el acolo. L-am crezut, am fost la concertul lui, practic, și ne-am bucurat. Alexandru e ca o seară de vineri. Nu știi ce urmează sâmbătă, dar știi că o să fie ori foarte bine, ori foarte rău. Adică... e cumva, știi? Bravo, dă nota weekendului. Bă, deci așa este... vineri seara... Deci este prima dată când foarte eu chiar bine, aud vocea acestui băiat. Da, așa bă, cum trebuie. Bă, vezi ce înseamnă, mă, și credeți-mă vocea. Că e prima tare, dată, e prima bă, dată când înțeleg și oamenii asta... de acasă. Da. Ce cântă omul ăsta. Da, da. Mie mi-a plăcut piesa asta atât de tare, m-a uns pe suflet, deci m-a electrizat din cap până în picioare. Da, ok, deci e una dintre cele mai bune prestații din semifinal.